ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia. Astăzi o să facem pâinică cu făină de castane și cu nuci. Apoi o să facem biscuiți pentru micul dejun și o să facem paste cu ou. Aceasta este pâinica și o să începem cu pâinea ca să facem plămădeala, că aluatul trebuie să crească. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de 125 de grame de făină de castane. Eu am cumpărat-o în Italia aici. O să avem nevoie de 250 de grame de făină. Făină zero. Făină pentru pâine. Sau 450, cred că în România este așa. O să mai avem nevoie de jumătate de cubuleț de drojdie, are cam 12 grame jumătate, 25 de grame în cubuleț, o jumătate. Mai avem nevoie de apă, de 220 de apă, de 20 de grame de ulei, o linguriță de sare. O să avem nevoie și de o linguriță de zahăr. Am să iau de aici o linguriță de zahăr. Și cam 30 de grame de nuci prăjite. Și o să începem cu plămădeala. Și o să punem într-un vas micuț. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem pâinică cu făină de castanie și cu nuci. Ia uitați, cam așa ar trebui să arate. O facem împreună și o să facem și biscuiți. Biscuiți pentru micul dejun și paste cu ou. O să facem pastele. Și o să începem cu plămădeala, să facem mai întâi drojdia. Și o să punem, aici am jumătate de cubuleț de drojdie, circa 12 grame și jumătate. Și am să pun aici în vas. Am să pun o linguriță de zahăr. Așa. Am să pun două linguri de făină. Două. Și am să pun și o lingură, două de apă. Una. Am să pun două. Și amestecăm. Amestecăm bine. Mai punem încă o lingură. Marius, ce înseamnă? Bună ziua, bună ziua, Marius! Așa. Și amestecăm. Să facem plămădeala. O lăsăm să crească puțin. O să le facem așa, una câte una. Și cât crește, o să facem un alt aluat. O zi frumoasă și multă sănătate îți doresc, Marius. Așa, am făcut
drojdia. Acum o să o las să crească. Acoperim cu folie și lăsăm să crească. Vedeți că are bișicuțe, a început să crească și a dublat volumul. Și o să avem nevoie de făină, cum am spus, 250 de făină, deci dublu, la făină de castani. Aici am 125. Un praf de sare. Și la urmă o să punem nucușoare. Acum peste făina noastră albă o să adăugăm făina de castane. Așa. Cu un praf de sare. Cam o linguriță plină cu vârf și amestecăm. Adăugăm plămâdeala noastră, drojdia. Aici avem apa, 220 de apă și 30 de ulei. Amestecăm puțin drojdia cu făina. Adăugăm toată apa. Și amestecăm. Și lucrăm puțin avantul. O să adăugăm și ulei. Eu am aici un ulei de măsline, cam 20 de mililitri. Puteți adăuga și ulei de floare soarelui. Cine nu are ulei de măsline. Așa. Adăugăm și uleiul de măsline, puțin câte puțin. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, unde o să găsiți foarte, foarte multe rețete bune și gustoase, are același nume ca și pagina, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Câte puțin și frământăm. Ia uitați consistența la pâine, l-a luat. Puțin.
deschid și cuptorul. L-am deschis la 220 de grade și am să-l las circa 10 minute și după aceea am să-l dau la mic, la 200-190. Acum fiecare, după cuptorul care îl are acasă, așa, ia uitați. Acesta este aluatul. Am aici o foaie de hârtie și am să-l pun să crească direct pe foaie. Am să-l lung cu puțin ulei. Așa. Și am să-l întorc așa puțin. Așa. Și-l așez aici. Și apoi aici. Cu un prosopel. Așa. Și am să-l dau într-un loc călduț. Cum a crescut. Și am să vă arăt cum... Ia uitați. Aluatul făcut acum. Și îl lăsăm să crească. Acesta îl punem deoparte. Îl acoperim. Și îl dăm deoparte. Așa. Și o să scoatem aluatul nostru. Îl așezăm pe masa de lucru. Așa. Îl întindem puțin, puțin, puțin cu mâinile. O să așezăm nucile. Așa. Cam 30 de grame de nuci. Acum fiecare pune după gust. Și cât îi place. Și dacă îi place cu nuci. Așa. Și am să iau o parte de aici, o parte de aici o aduc și începem să întoarcem. Așa. Și trag spre mine. Ia uitați. Așa. Și aceasta o să fie pâinica noastră cu făină de castane. Așa. Aici am un cuțitaș și am să-i tai, am să fac niște tăieturi pe deasupra. Așa. Ia uitați. Așa, și acum o să pun în tavă, a crescut. Am aici o tăviță. Și am să pun în tavă. Așa. Și am să las la crescut pâinica. Am să o las puțin la crescut și după aceea o băgăm la cuptor la 220 de grade, circa 10 minute. Eu am pus și o oliță cu puțină apă, puțină, puțină, în interior. Și o să iasă ceva de genul acesta. Iată, și aceasta este pâinica și am să tai. Să văd cum este. Cu nucă. Uitați. Cu nucă și cu păină de castane. Aceasta este pâinica. Și ia uitați. Aici eu am rupt-o. Așa arată când o rupem. Și așa arată când o tăiem. Și eu... Și pentru biscuiți. O să avem nevoie de un bol unde o să lucrăm.
lucrăm aluatul. O să avem nevoie de 125 de grame de unt. O sută douăzeci și cinci de grame de zahăr. O să avem nevoie de un ou. Esență de rom. 8 grame de praf de copt. Un praf de sare. Și făină, cam 300 de grame. O să vedem cât intră. Și o să începem cu untul. Untul este la temperatura camerei și o să punem untul într-un vas. Așa. Împreună cu zahărul. Și o să amestecăm puțin. Așa. Amestecăm puțin zahărul cu untul. Puteți face și la mixer totul, dacă doriți. O să adăugăm și un praf de sare. Nu mai mult. O să punem și esența de rom. Puteți pune și esența de vanilie și coajă de lămâie. Așa. Și amestecăm în continuare. Așa. Ia uitați. Aici am untul cu zahărul. Am să adaug și oul acum. Așa. Adăugăm și oul. Și amestecăm. După ce am adăugat cu oul, cu zahărul, cu untul, cu praful de sare și cu esența, putem adăuga făina cu praful de copt. Așa. Făina eu am cernut-o. Aici am 350 de grame. O să vedem cât intră. O să punem o parte și o să amestecăm o parte din făină cu praful de copt, 8 grame. Așa. Și amestecăm. Amestecăm încet până o să formăm aluatul. Aluatul să fie potrivit de tare, nici prea tare, nici prea moale. Apoi o să-l lăsăm la odihnit.
Și între timp ce a luat un nostru de biscuit se odihnește, o să facem aluatul pentru pâine. Și la urmă, aluatul pentru paste. Așa, am amestecat, vedeți că aluatul este moale, mai adaug, este prea moale. Cred că intră cam în jur de 300 de grame de făină. Acum depinde de ouă cât de mari sunt, dacă puneți ouă mai mici, mai mari, medii, depinde untul câtă apă conține. De asta spunem că adăugăm făină cât cuprinde. Așa. Iată, salatul este aproape gata. Încă este destul de moale, uite, cum se vede, vedeți? Este moale. Am să mai dau un căpțin făină. Așa. Deci intră cam în jur de 300 de grame de făină. Așa, acum o să lucrăm cu mâna aluatul. Apoi îl punem în folie alimentară și îl lăsăm să se odihnească. Frământat cu mâna, o să ne dăm seama dacă mai avem nevoie de făină sau nu. Așa. Și după cum se vede, mai avem nevoie de puțină făină. Este destul de moale, este prea moale. Mai punem încă puțină. Așa. Adăugăm puțin câte puțin. Ca să nu facem un aluat prea tare. Și dacă se întâmplă să-l facem prea tare, o să adăugăm una, două linguri de lapte. Și nu se întâmplă nimic. Așa. Tot mai trebuie făină. Mai adăugăm încă puțin. Puțin mai mergem, că este destul de moale, vedeți? Mai adaug încă puțin, deci intră cam 350 de grame de făină. Așa. Am să adaug pe toată, intră toată. Și amestecăm. Și apoi îl lăsăm în așa, aluatul este gata, ia uitați. Deci nu se lipește nici de mâini. Așa. Am să-l pun în folie alimentară. O am aici pregătită. Și după ce se odihnește aluatul, o să facem biscuiții. Eu astăzi i-am pregătit forme în forma de stea. Ia uitați. Am aceste forme. Ia uitați.
di ferite marini. Le putem face două câte două, să le îmbinăm cu ciocolată sau simple, date pe puțină ciocolată pe deasupra. Așa. Acum o să vă lăsăm la odihnit. Astăzi o să facem steluțe. Și o să le dăm prin ciocolată. Ori le punem două câte două, ori una câte una și le dăm prin ciocolată. Așa, dăm formele deoparte. O să luăm o bucată din aluat. Așa. O să avem nevoie de un sucitor. Puțină făină să întindem. Așa. Și apoi o să punem totul într-o tavă. Pâinica între timp se coace. Așa, este moale, moale, moale. Ia să vedem. Așa. Și o să tăiem steluțe. Ia uitați. Cam așa o să le tăiem. Acum ori le lăsăm simple, simple biscuiți, sau îi dăm prin ciocolată. Aici eu am o tavă unde am să pun steluțele, una câte una. Ia uitați, așa o să le pun. Una câte una. Și o să le dăm la cuptor. Ia să vedem pâinica cum e. Și mai tăiem. Acum, dacă vrem să le umplem, le putem tăia și mijlocul. Cred că ar fi cel mai bine tăia direct pe foaie, pentru că se deplasează. Și am să vă arăt cum. O să punem mai întâi toate steluțele. Ia să pun aici aproape. Așa. Să fac loc. Strângem aluatul și facem din nou foaie. Pâinica se coace. Așa. Biscuiții și cu gem. Și cu gem se pot umple. Sunt foarte buni și cu gem. Biscuiți umpluți, nu numai cu ciocolată. Aceasta este o rețetă universală cu care eu fac și biscuiții, fac și aluatul de crostate. Este bun, 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 să-l încercați. Așa. Așa. Și după ce am tăiat, ia uitați, să tăiem direct aici în tavă. O să tăiem. Ca să rămână să nu se deformeze. Să vă
preparat cu... Așa. Ia uitați. Și scoatem mijlocul. Vedeți? Și le putem umple. După ce le punem. Că dacă îl tăiem pe masă, apoi se deformează. Și o să tăiem direct pe tavă. Așa. Dacă le dorim umpluți biscuiții. Dacă nu, îi putem lăsa pur și simplu așa. Simpli. Dați prin ciocolată. Ia uitați. Să le las așa micuțe aici. Și putem face diferite mărimi. Eu am să intru în fiecare vineri. Și o să facem câte ceva. Eu vinerea fac pentru săptămâna în curs care urmează. Fac fursecuri, biscuiți, checuri pentru copii ca să aibă săptămâna la micul dejun. Și am zis să intru în direct cu voi, să vă arăt ce prepar eu pentru ei. Așa, am făcut steluțe. Mai tăiem din astea mari. O să umplem și două câte două. Așa, mai strângem aluatul. Și o să tăiem cu ăsta micuțul. Mai întindem o bucățică de aluat. A, eu cum am intrat și astăzi, în jur de 12 intru. Cam în jur de 12 intru în direct. Și vă aștept și pe canalul meu de YouTube. Am peste 500 de rețete dulci și sărate. Și cozonaci. Și păscuțe, și plăcințele, și checuri, fursecuri, nucușoare, caise, sărmăluțe, salate, tot ce doriți. Dacă aveți plăcerea să vizitați canalul, eu vă aștept cu mare drag. Așa, mai tăiem așa simple. Între timp, pâinica se coace în cuptor. Așa. Am să dau deoparte, ia uitați. Așa. O să mai tai una, două. Am să mai tai încă una, ca să facem și umplute. Aceștia sunt biscuiții, trebuie să dați la cuptor, maxim 10 minute, nu durează mai mult, la 180 de grade. Așteptăm mai întâi să se facă pâinica și după aceea îi băgăm la cuptor. Așa, o să topim după aceea și ciocolata, să
Să așezăm puțin aici. Ia uitați. O să-i umplem cu puțină ciocolată. Sau cu dulceață. Cu dulceață de mure. Eu am făcut-o acum, cred că sunt 2 ani. Mure culese de mine și de soțul meu. Și am făcut împreună mure. Dulceața. Am topit ciocolata și o amestec bine, bine, bine. Am topit, am ținut un minut în microunde. Și amestecăm, amestecăm. Așa. Iată. Ciocolata. Așa. Și acum am aici ceva care... Aceștia sunt biscuiții. Ia uitați. Le putem și umple. Le punem unul peste celălalt și umplem. Sau îi întingem așa puțin. Ia uitați. Îi putem așa întinge și îi lăsăm simpli. Așa. Ia să pun așa aici. Sau îi umplem. Ia să vă arăt cum îi umplem. Să căutăm care seamănă una cu cealaltă. Și punem așa puțină ciocolată. O să punem și dulceață. Ia uitați. Așezăm. Așa. Aceștia sunt cu ciocolată. Să-i așez pe unul. Să-mi iau o farfuriuță. Așa. Și așezăm așa aici. Ceau, Ana Maria! Sau îi întingem așa puțin. Și lăsăm pe o parte. Aici am și dulceața. Dulceața de mure. Eu am făcut-o, cred că 2 ani. Ia uitați ce bine se păstrează. Și o să umplem și cu dulceața. O să punem. Mai luăm una. Și tot la fel. Am să iau puțin, să vedem cum este. Dulceața de mure. Cine dorește, poate pune și dulceață. Ia uitați. Ori cu ciocolată, ori cu dulceață, ori întingeți, așa, biscuiții. Ăștia micuții. Ia uitați, în ciocolată. Puțin, într-o parte, nu mai mult. Așa. Puteți da și prin nucă, prin fistic, prin bombonele. Ia uitați. Eu le las așa. Simple. Îi umplem cum dorim. Ia uitați, cu dulceață sau cu... Pot fi lăsați și simpli. Dimineața îi puneți într-o punguță să fie sau într-un vas închis hermetic, să nu se înmoaie. Și aveți biscuiții. Eu astăzi am să fac din 4 ouă și făină. Și la fiecare ou avem nevoie de 100 de grame de făină. Așa. Și o să facem aici pe fund. Eu am să pun și un praf de sare, puțin, puțin. Așa. O să avem nevoie de o furculiță. O să punem făinuța noastră aici pe masă
Și o să facem în interior, așa, ca o fântână. Și o să punem ouăle, unul câte unul. Două. Trei și patru. Așa. Eu am să pun și un praf de sare. Un praf. Atât. Și cu furculița încep să amestec aici. Îmi place foarte mult să fac în casă pastele, pâinică, cum se făcea odată. Așa. Și amestecăm încet, încet, până adăugăm toată făina. Voi cum preparați pastele? Să-mi scrieți în comentarii. Sunt curioasă cum vă plac. Eu le ador. Așa. Și făina o adăugăm puțin câte puțin. Având în vedere că astăzi facem o rețetă cu nuci, după ce o să terminăm, mai târziu, în după amiază, am să intru să facem pastele cu nucă, cum le făceam mica mea. Foarte, foarte, foarte bune. Să vedem și pâinica, o mai lăsăm puțin să crească și apoi o dăm la cuptor și cât pâinica se coace, după ce am terminat pastele, o să facem biscuiții. Fiecare rețetă are nevoie de puțină odihnă la luat. Așa, ia uitați. Începe să prindă formă. Eu astăzi am să vă arăt cum îl fac cu mașina de făcut paste. Și poate fi întins și la sucitor. Eu folosesc mașina pentru că mă ajută foarte mult ca să-l
să-l frământ și îl întind, îl întind foarte, foarte bine și atunci o să iasă foarte, foarte bine. Dacă aveți mașină, aveți robot de bucătărie, îl faceți la robot. Eu nu am. Și mă ajut cu ce pot. Așa. Acum o să-l prământăm puțin cu mâna. Deci la fiecare ou adăugați 100 de grame de făină la ouă, de ouă mari. Aluatul iese destul de tare. Și am să vă arăt cum îl frământ eu cu mașinuța de îl întind și îl întind până se frământă bine, bine. Ca să iasă elastic. Așa. Dar înainte să adăugăm bine toată făina. Așa. Bine toată făinuța. Nu risipim nimic. Așa. Bună ziua, Vali! Facem paste astăzi. Aluatul pentru paste, pâinică, biscuiți. Mâine e sâmbătă, duminică, ne odihnim. Astăzi muncim. Așa. Luăm toată făina. Aici. Așa. Și după ce am făcut foarte, foarte bine aluatul așa, el trebuie frământat foarte bine ca să iasă elastic. Eu am să vă arăt cum îl frământ cu mașina de pâine, de paste. Așa. Am să o prind de masă. Așa. Așa. Și eu, ca să frământ bine aluatul, îl fac aici la mașină. Îl lungesc așa bine. Dacă am nevoie de puțină făină, mă mai ajut cu puțină făină. Așa. Să mă ajut cu puțină făină, așa. Și o să-l punem la mărimea cea mai mare. Încet, încet. Și-l frământăm bine, bine, așa. Așa. Și mai facem încă o dată. Așa reușesc să-l frământ bine, bine, bine de tot. Este foarte simplu.
el framunt vine, vine, bine, las și pe acesta să se odihnească. Cu puțină făină că se lipește. Așa. Frământat la mine, la mână, îți trebuie forță, forță să-l frământi. Așa că eu îl frământ cu această mașină. Îl trec de multe ori prin... Ia uitați cum devine elastic. Nici se crede. Așa. Îl dau și pe acesta. Adăugăm puțină făinuță, cumva, dacă se lipește puțin așa, nu se întâmplă nimic. Ia uitați. Și facem. Și pe aceasta. Acesta este aluatul de paste pentru cine a venit mai târziu și eu acum îl frământ. Bună ziua, doamna Marieta! Vă pup dulce! Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri! Aici fac aluatul pentru paste și pentru că nu am multă forță să-l frământ, că el este destul de tare, îl frământ cu mașina de paste. Îl las să se odihnească și după aceea îl tăiem mai subțiri sau mai groase pastele. Depinde cum le putem face și la mână, cu furculița. Ne ajută foarte mult această mașină. Ia uitați, a început să facă și beșcuțe. El trebuie să fie elastic, elastic. Sau nici partele, de forma. Ia vedem și pâinica. Pâinica cred că o putem da la cuptor. Ia uitați, a crescut. Pâinica cu frământată înainte, când am început video. Pâinica cu făină de grâu pentru pâine. Cred că 450 aici. Și în Italia eu folosesc 0. Și făină de castane. Și cu nuci, umplută cu nuci prăjite în cuptor. Acum o dau la cuptor, unde am băgat o uliță cu puțină apă. O dau la cuptor la 220 de grade, circa 10 minute. Și după aceea am să dau la mic, la 190. Și să lăsăm vreo 40 de minute în cuptor. Așa. Și între timp mai întindem puțin aluatul. Îl întindem ca să-l frământ. Eu așa-l frământ. Nu am putere să-l frământ cu mâna. Nu am mixer. Nu am robot. Și-l frământ așa. Aluatul este gata, eu am să-l pun în folie alimentară și am să-l dau deoparte. Vedeți? Și ies paste și de mai mari, aici întindem foaia, pastele ies la lătuțe și aici ies subțireri, ca spaghetele. Și cu această mașină întind
În afară de antindea aluatul și frământ, pentru că este mai tare. Așa. Din ouă, la fiecare ou, punem 100 de grame de făină pentru aluatul de paste. Și puteți pune și un praf de sare. Dacă nu puneți sare, oricum își trag sarea din apă când fierbeți pastele. Așa. Și o să luăm câte o bucățică. Vedeți? Aluatul cum s-a făcut elastic. Am să iau câte o bucățică. Așa. Am să împresor aici pe masă puțină făină ca să nu se lipească. Ia uitați. Și am să pun pastele. Așa. Și acum am să întind. Și le dăm mărimea aici. La mașină am de la 0 până la 9. Acum depinde cât de subțiri le doriți. Le putem lăsa la 6, la 5, la 7. Și o să începem să întindem aluatul de la 0. De la 0. Așa. Și apoi micșorăm. Micșorăm distanța. Îl dau la 2. Și întindem din nou. Și la 2 am să-l întind de 2 ori. Ia uitați. Îl pun în 2 și l-am mai întind o dată. Ia uitați. Așa. Și am să-l mai întind o dată. Cu cât este întins mai bine, cu atât și este elastic, pastele sunt bune. Așa. Și acum am să mai întind încă o dată și am să dau la 4, să vedem cum iese aluatul. Am să-l rup de aici, am să-l rup. Ca să nu le fac mai lungi. Și ia uitați acum aluatul nostru, am să-l dau puțin prin făinuță. Ca să nu se lipească. Și acum am să-l tai. Și am să fac, ia uitați, partea din mijloc. Am scot mânerul și îl bag aici, partea din mijloc. Și o să facem spaghetele noastre, eu ca să paletele. Ia uitați-le. Gata, tăiate. Vedeți? Simplu. Cel mai simplu e așa. Spesurăm puțin în făină, ca să nu se lipească. Așa. Și mai facem încă una. Și după aceea o să le facem subțiri, subțiri. Spaghete. Să dau mai întâi și am să întind. Am întins. Am să-l presor cu puțină făină. Așa. Și întorc. Așa. Schimbăm mânerul la partea din mijloc. Așa, și le lăsăm aici. Acum, mai luăm o bucată de aluat. Deci eu le-am întins la 4. Sunt destul de grosuțe. Dacă le vreți mai subțiri, puteți da la 5 sau la 6. Dar nici prea subțiri nu. Mai iau o bucată de aluat. Restul țineți mereu în folie ca să nu se usuce. Așa. Că se usucă. Și îl întindem. Dăm înapoi la 0. Mutăm mânerul nostru.
aici la zero. Așa. Și întindem aluatul. L-am întins. Acum ne ducem la 2. Și mai întindem. Și aici să-l întindem de 2-3 ori. Îl punem așa în 2 și întindem. Mai pun o dată în 2 și mai întindem o dată. Așa. Și o să dăm la 5 din nou. Și acum o să iasă mai subțire el. Ia uitați. Am să-l rup în 2. Am să presor cu puțină făină. Am să-l mai dau încă o dată. Am mai dau încă o dată prin mașină. Așa. Îl întoarcem așa și îl mai dăm încă o dată. Așa, dăm cu puțină făină, că ați văzut că se lipește, trebuie mare, mare grijă. Așa. Și cu acesta facem tot la fel. Îl dăm prin de 2 ori. Am să mut mânerul la prima și o să facem mai subțiri ca spaghetele. Ia uitați, dăm cu puțină făină să nu se lipească, altfel se lipește. Așa. Și o să le dăm aici, în prima. Și o să iasă subțiri, subțiri, subțiri. Sunt de subțiri acestea, în comparație cu acestea, diferența. Așa. Și tot la fel, punem făinuță, punem făinuță ca să nu se lipească. Așa. Și mai facem încă una. Așa. Țiri. Celelalte le-a mâncat băiatul la prânz. Ia uitați. Vedeți? Durează foarte puțin să fiarbă. Așa. Aici am ulița. Am să vă arăt și cu mașina. Ia uitați. Am să tai încă o parte. Aici am aluatul care s-a odihnit. Eu le-am făcut cu această mașină de paste. Vă arăt imediat. Și am să pun, să le pun așa aici. Ia uitați. Aici am apa care clocotește și punem sare, ca o mânuță de sare, vedeți? Punem sarea. Și o să punem pastele curse de făină. Le punem aici în apă și le punem pe foc și le lăsăm circa 5 minute. Așa.
Ia uitați. Vedeți? Eu acum le dau pe foc. Să fiarbă. Aici am o tigăiță unde am să pun untul și am să-l pun pe foc și pe acesta. Așa. Aceste paste mi le făcea mămica mea când eram eu mică, 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 mică și erau tare, tare, tare bune, bune. Așa. Aici avem, avem nucile. Vă arăt mai întâi, cum sunt pastele gata preparate și după aceea le tăiem. Aluatul este foarte, foarte, foarte simplu. La un ou, un ou mare, dimensiunea cea mai mare, 100 de grame de făină. Și dacă doriți, puteți pune un praf de sare. Dacă nu ați văzut că în apă punem sare și își trag sarea din apă. Și la un 900 de grame frământăm foarte bine. Aluatul trebuie să fie foarte bine frământat. Eu, pentru că nu am putere în mâini, îl frământ cu mașina de paste și îl dau de câteva ore așa până se frământă bine. Apoi trebuie lăsat la odihnit. Ia uitați. Trebuie lăsat la odihnit. El este elastic. Ia uitați cum arată aluatul după ce frământat cu mașina. Acum. Și îl dăm și îl tăiem. Sunt două măsuri. De taletele și de tipo spaghete. Subțirele, cum ați văzut, acestea subțiri, subțiri. Ia uitați. Le puteți face de astăzi și le lăsați la uscat și le puteți mânca într-o săptămână. Le țineți la frigider. Așa. Acum, avem nucile. O să le facem mărunțele, mărunțele, mărunțele. Nucușoarele noastre. Așa. Untul s-a topit. Am să-l opresc puțin. Aici am nucile. Așa. Și eu le sfărâm să fie așa mai mari, cu mânuța. Sunt prăjite și se sfarmă ușor. Sau cu un cuțitaș pe un fund, cum doriți. Cât de mare vă place. Așa. Mie îmi plac mai mari. Și le punem la prăjit în unt. După aceea o să punem pastele și mierea de albine. Și gata. Și sunt bune, 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 bune. Mi-aduc aminte că mai făcea în loc de nuci, îmi punea și pe smec, mămica. Doamne, tare bune mai erau. Tare bune, bune. Așa. Aici am untul topit. Ia uitați-l, s-a topit. Și am să pun nucile. Și le... un pic, un minut. Un minut le las pe foc. Așa, ia să vedem pastele. Cred că sunt gata. Le încercăm. Sunt gata. Ia să închidem aragazul. Ia uitați-le. Vedeți? Aici untul cu un pic, cu nuca. O puteți face și mai măruntă, și mai mărunțică. O. Și le dau o secundă pe foc. Ia uitați.
de miere. Ia uitați, un pic de miere de albire. Cine nu dorește poate pune zahăr. Și miere o puneți după gust. Și acum le dăm pe foc. Să dau deoparte oala. Așa. Și pastele noastre sunt aproape gata. Ia uitați-le. Le amestecăm puțin așa. Acestea sunt paste făcute în casă. Bune, bune, gustoase. O să vă arăt și cum fac tortellini. Sunt foarte buni. Și ce am mai făcut? Ravioli. Cu ricotta și spinaci. Sau tortellini. Foarte, foarte buni. Ia uitați. Lăsăm să scadă puțin apa. Și am să le pun pe farfuriuță. Și să vă arăt cum le fac. Și cum dau aluatul prin mașină. Să vă mai arăt pentru cine a venit mai târziu. Aceasta este pâinica. Pâinica pe care am făcut-o astăzi. Ia uitați-o. Este cu nucă. Cu nucă și cu pâine de castane. Este diferită de pâinea normală. Este bună. Sper să încercați. Biscuiții pe care i-am făcut. Ia uitați. Cu ciocolată sau cu dulceață de mure. Ia uitați. Așa. Rețeta este foarte simplă. La 125 de grame de unt am pus 125 de grame de zahăr, un ou. Ia uitați pastele. Am pus un ou, un praf de sare, esență de rom, carne și făină și pâinica cu făină de porumb este bună. Și aceea este bună. Tot ce facem noi acasă este bun. Deci, cum vă spuneam, la rețeta de la... Sunt gata. Ia să le pun pe farfurie și vă spun imediat rețeta. La... Ia să punem. Așa. Pastele sunt gata. Ia uitați-le. Sunt bune. Sper să lege puțin miere să mai puneți. Ia uitați așa, puțină, puțină, puțină. Așa. Delicioase. Ia uitați-le. Bune, bune. Am mașină de tăiat pastele și de întins. Așa. Eu am să o montez aici pe masă. Rețeta l-a luat, o găsiți și pe video. Și aluatul se face dintr-un ou, un ou mare, cu 100 de grame de făină și un prăfușor de sare, dacă vreți să puneți. Dacă nu, oricum în apă se pune sare când se fierb și își absorbă. Și să montăm mașina. Eu fac, se frământă foarte bine, eu îl frământ aici, îl întind și îl întind și îl întind. Și iese foarte bine. Așa. Așa. O să ne ajutăm și cu puțină făină, dacă este nevoie. Și, cum v-am spus, după ce faceți aluatul, trebuie frământat foarte bine ca să fie elastic. Eu nu am putere în mâini, nu am nici mixer din ăla mare și îl frământ așa. Am descoperit că îl pot frământa aici. Și învârt, și învârt, și învârt. Ia uitați, aici are 8, nu, 9 trepte
și învârt la prima treaptă, care este cea mai mare, la 0. Și așa îl frământ, îl frământ și îl frământ. Având în vedere că e după ce a frământat și a stat la odihnit cam măcar o oră, să stea, o jumătate de oră, o oră, o să îl întindem. Îl întindem. Așa. Îl mai pun încă o dată în două. La 0. Și dacă aluatul este odihnit, nu se mai lipește așa de tare, cum ați văzut în video care l-am făcut acum o oră și ceva. Am să rup în două. Am să tai. Așa. Și am să dau la 2. Am să dau la 2. Aici am făinuță. Așa. Și o să facem la 2, o să întindem. Le întindem pe amândouă la 2. Așa. Acum am să le mai tai în două încă o dată. Că pe măsură ce noi diminuim distanța între, o facem mai mică, aluatul se întinde mai tare. Și eu le fac la 5, dimensiunea, la grosimea pastelor. Și mai întâi le întind așa și după aceea aici o să schimbăm mânerul și o să facem alea mai late aici și acelea mai mici în partea aceasta. Spaghetele. Așa. Și acum am să întind. Ia uitați. Am să mă ajut și cu puțină făină ca să nu se lipească. Și o să le punem pe foaie. Ia uitați, puțină făină. Și o să punem făinuța așa pe... Aici. Așa. Și acum am să mut și am să le tai. Și dimensiunea le puteți da care doriți. Ia să le fac mai scurte. Așa. Am să le fac mai scurte de data aceasta. Ia uitați. Făinuță și le lăsăm la... ca să nu se usuce. Le punem pe hârtie de copt. Ia uitați-le, acestea sunt aliatele. Vedeți? Așa. Mai punem puțină făină. Și după aceea le scuturăm. Acum mut înapoi aici și tot la 5, îmi întind la 2. Nu se vede. Na, la 5. Și întindem la 5. Am să tai în două, că sunt prea lungi. Așa. Punem puțină făină.
acum am să mut și am să le tai. Ia uitați-le. Foarte ușor cu această mașină. Așa. Punem făinuță ca să nu se lipească. O tăiem și pe cealaltă. Ia uitați-le. Așa. Punem făinuța. Și acestea o să le facem mâine. Abia aștept să mănânc pastele făcute cu nugă. Ia uitați-le. După ce terminăm acum. Așa, din nou. Schimbăm. Și am să pun aici la 5. Ca să o mai întindem. Deci la măsura 5 este dimensiunea la grosime. Ia să vă arăt grosimea pastelor, vedeți? La 5. La, am 9. 9 sunt. La 9 este foarte subțire și nu e bine. Acum depinde cât de groase vă plac pastele. Și întindem. Acum să vi le arăt și pe cele mai subțirele. Am să pun puțină făină pe aluat ca să nu se lipească. Așa. Și acum o să facem aici, în partea la prima, cele mai subțiri. O să facem spaghetele. Ia uitați-le. Și le punem puțină făină, așa, să nu se lipească. Aici, la prima, eu fac și lasagna, la pasta pentru lasagna. Este bună, bună. Așa. Și acum ne mutăm din nou aici ca să întindem foaia la numărul 5. Vreți să fie un pic mai groase, sau mai subțiri, depinde. Aici aveți 9 trepte. Așa, le tai în două. Vreți să luăm puțin făină. Și să vă mai arăt încă o dată în mijloc aici. Schimbăm mânerul. Aici să le facem astea tagliatele. Ia uitați-le. Și le punem aici deasupra. Așa. Să mai facem ultima, cele mai mici. Schimbăm. Ia
baghete, trebuie pusă făina să nu se lipească. Așa. Acestea sunt pastele. Aceasta este pâinica. Ia uitați, pâinica cu făină de castane și cu nucă. Nucă să fie prăjită la cuptor sau pe aragaz, depinde cum o prăjiți. Și biscuiții. Vi arăt pe aceștia. Ia uitați. Biscuiții cu ciocolată sau cu dulceața de mure făcută de mine acum 2 ani. Ia uitați. Sau puteți lăsa și simpli, fără să-i... Așa, eu vă mulțumesc și pastele. Ia uitați, paste cu nucă. Abia aștept să le mănânc. Cu nucă și cu miere de albine. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine astăzi. Astăzi am stat în compania voastră. Vă doresc multă sănătate, vă pup dulce pe toți și o să ne vedem în altă zi. Și am să intru, cum am spus și în video de acum o oră, am să intru în fiecare vineri, în jur de ora 12, să facem prăjituri, să facem și o să facem și prăjiturile de sărbători împreună. Săptămâna viitoare este ziua mea și o să facem tortul împreună. O să-l fac împreună cu voi. Și am să fac tortul pe care îl făceam eu în fiecare an de Revelion. Este bun, bun, bun. Și vă mulțumesc încă o dată și vă pup dulce pe toți. Vă doresc multă, multă sănătate. O seară frumoasă în continuare. Și ne vedem. Ne vedem săptămâna viitoare, luni sau marți. Dar cred că luni. Să facem blatul, că miercuri este ziua mea. Ne vedem luni, vă pup dulce pe toți și weekend plăcut tuturor. Multă, multă sănătate, la revedere, o seară frumoasă. Pupici, vă pup!